nici nu am putut să intri în acolo, o sărit imediat Mariana Marigimini, frate, ai văzut? Ce facem? E greu. Căm noi să... E greu. Ce facem acum? E greu, văzut. Cum auzi, Robert? Nu mai faci nicio pedeapsă? Sigur că la tari nu a apucat să intri. Da. L-ai văzut? Imediat cum a luat-o direct, pum, bam, 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 are tot spatele vânăt. O dată, o dată. Ce are spatele vânăt? Și chiar tu e ăsta. Așa și tu, dacă erai 100% pusă fix pe el și nimeni altcineva să mai conteze, nu mai dădeai nicio speranță la nimeni și și spuneai, bă, eu îl plac foarte mult pe Cutare, nu mai vreau nimic. Dar poate dar și el ăsta care persoană se comportă diferit. Da, dar știi din comportamentul ăsta reiese foarte mult, adică se ne judecă lumea acasă, pentru că, uite, gesturile astea pe care noi le facem, arată urât, știi? Asta e, dar poate știi cum e. Dar lumea e capabilă să vadă și să înțeleagă ce se întâmplă de fapt aici. Adică, nu știu cum, eu mi-am dat seama de multe chestii, așa și alții își pot da seama foarte ușor și de alte chestii. I-am uitat de asta. Ce faceți? Bine, suntem foarte bine, bine și foarte fericiți în casa Puterea Dragostei! Vezi, Marică, știi? Ce e bine? Te dor picioarele? Puțin. E despre ce zic? Nu. Nu? Ai făcut tu ceva? Nu. Oricum eu mă bucur că, chit că e aici în casă, chit că este în afara casei, Puterea Dragostei se vede. Și se simte. Mult. Și bine. Cred. A fost bine, Bianca? Da. Ce să fie? Știe ea despre ce o întreb. Vrei să zic? Tu nu știi? Nu el era? Ce? Ce să fie din anul? Nu știu. Nu era cu tine? Unde? Să nu zic exact locația. Ne-am întâlnit din greșeală pe hol. Hol. Să-i zicem hol. Da. Să-i zicem hol. Nu este locul în care împăratul merge pe jos. Ah. E hol. E bine. Acum așa amintit. Da. Ha, așa de... Încât ai uitat? A fost așa nesemnificativ. E cu două tăișuri. Poate mă face să zic că s-a întâmplat de mai multe ori și nu mai țin minte, dar nu am zis că poate vrei să mă face să zic asta. A fost prima dată. Prima dată și ultima dată. Și întâmplător. Sper să nu e loc. Ultima dată. În acel loc. În acel loc. Deci veți lua tot... Metru cu metru. Metru. Să nu lăsați urme. Nimic. Așa, dragoste mare? Ca și la 6 dimineața m-am simțit. Cu FBI, cu lanterne. Cu... Dar nu ne așteptam să ne găsească chiar. Da. Că era cel mai tare loc. Cel mai tare loc? Da. Serios? De ce? Da. Nu sunt pentru camere? Am tras și perdeaua. Ați tras și perdeaua? Da. Ia ziceți. Aseară am vorbit. Da. Am discutat. Și la un moment dat i-am spus că vreau să dorm, că era foarte târziu. Și el a spus că nu poate să doarmă. Și am zis că ar trebui să doarmă și el. Și el m-a mințit și mi-a spus că o să doarmă. Imediat. Dar a dormit foarte târziu. Și mă gândesc că a stat și s-a gândit la super multe chestii și... Se simțea rău. Da. Și ai zis să-l faci să se simtă bine. Da. Cum? Cum? După perdea? Păi nu ne vede nimeni acolo. Adică nu se interpreteze că făceam nu știu ce. Și dacă am și eu imagini? Nu ne interesează. A, nu, că nu există. Știți ce e nasol? Că nu le pot difuza. Că spre incitante. Dar le putem cenzura, ce? Și mari. Să nu complicăm acum producția, regia și... La un moment dat a făcut niște lucruri la televizor și... Au fost cenzurate. Au fost cenzurate. Dar au fost date, nu? Da. A fost puterea dragostei? Mă rog, nu neapărat dragoste, dar ce pasiune. Asta zic. Și la voi. E dragoste, vă iubiți? Mă, cum s-o blocați ăștia?
nas. Doamne Iisuse. Hai să întrebăm, să răspundem la întrebare. Hai, nu e exagera. De ce îmi strici? Început dificil. Da, iubire, pasiune, dragoste, ce? Un cocktail. Preludiu? Trebuie să nu fie molotov. Ați preludiu? Ați făcut preludiu? Dragoste, pasiune, cocktail. Mergeți până acolo? Să vedeți că vă vedeți? Nu. Dar unde e, Andreea, că vreau și eu locul ăsta? Și eu să nu mă duc. Cu care din ele? Vă duceți? Imagin. Hai, să vadă și telespectatorii, măcar faceți lucruri în afară, vă pun... Reconstituire. Vrem, deci această emisiune este reality, da? Nu e fake nimic, n-avem de soșurător, n-avem scenari. Dar pe cuvântul meu de om, dacă nu o transform eu. Dar nu e fake. Ce faceți pe hol, vă pun... Reconstituire. Du-te, Bianca, Bianca, du-te, așa mai ești tu ocazia să te mai pup cu el. Hai, du-te și fă reconstituire. Ce tu cu jada, da, așa ai reconstituire. Hai, mergeți. Ce curaj să se lasă. Ca și ai la tine? Livian, ai la tine? Balon. Ce să ai? Auzi, Lămărin. Balon. Hai, pui că se vedea, uite. Fiți atenți! Eu, bandit cu mâns, am lăsat și urme. Să se ia ADN-ul. Reconstituire? Așa făceam. Nu, stai, reconstituire. Pui, pui, dar vorbeam. Da. Ai uitat. Te-am dor toate. Adică bine, mi-ai dat din sălăs asta, dar... Vezi că ai scumpări. Și acum ce am zis? Ne mai dăm o șansă. Ne mai dăm o șansă. Și iau și asta să nu lăsăm prea. Ia totuși, hai să verificăm. Unde sunt acele camere ca să nu mai venim? Noi am mai vrut să mai venim o dată. Nu știu ce m-am gândit, pui. Am zis că din producție, dacă știu că am venit aici, doar ei s-au gândit că nu suntem atât de că să venim în același loc. Și noi o să venim tot în același loc. Corect. Păcat că a fost filmat. Da. Nu se mai punem. Am stat mai mult când am fost la... Ca ce-ai pulit? Că ai plecat nebunită. Da. Ce-ai făcut? Așa am văzut, și parcă pot, am făcut o greșeală mare. Ce greșeală? Mi-am găsit parul cu apă acolo, am măsat și amprente. Dovadă. Amprente, tot. Nu se va face, nu știți. A fost chiar atunci când, momentul de maximă tensiune și am uitat. Să știți că sunt foarte supărată pe voi. Mi-am dat seama. Vorbesc serios. Adică poate fi în văzul tuturor. Nu, poate că nu ne las deloc. Cum nu? Aseară. Cum am dezlipit eu degețelele aseară? Ba, da. Mari. Păi Robert. Mari și Robert, dar noi nu. Da, da. Cum? Nu. Erați în același loc. Păi da, dar aseară nu erau oamenii din staff pe lângă noi, doar dimineața sunt pe capul nostru foarte tare. Ha. Nu ne lasă. Și dimineața chiar nu ne lasă, eu astăzi m-am certat un pic așa. Bianca, da. Nu ți-e teamă că poți fi filmată. Și că există niște oameni acolo sus care zic că... Eu știu. Andreea, astea sunt materialele. Eu știu. Cred că am mai apărut cu ea. Asta au făcut ei. Asta trebuie să punem pe televizor. Dar sunt curios. Eu ce să fac? Eu sunt prea îndrăgostită de el și iasă. Nu pot să păi stau cu el. Suntem prea îndrăgostită. Păi la cum ne-a dus un film? La cum ne-a dus un film? Da, și dacă vă filmează? Asta e. Am avut grijă să nu fie camere. Păi Toma, ce ți s-a zis că a fost? Rău, ați avut grijă, cred. Am glumit. Da. Adică dacă vedem mai mult de atât. Nu, nu o să fie niciodată. Dacă e să vedeți mai mult, o să vedeți în Casa Puterea Dragostei. Nu, mulțumim! Doamne, Livia. Noi că ne-am dorit și noi mai mult timp împreună. Cumpăr, avem perdele pe aici. Cumpărăm. Perdește. Vreau să te gândești bine, Bianca. Ai greșit de multe ori. Fără să-ți dai seama. Nu aș vrea să fie arătată din nou cu degetul. Nici o interpretare, Livian. Te rog, dacă se poate. Am discutat deja. E pur și simplu de la fată la fată. Da. Da, da, nu. Și trebuie să o fac să înțeleagă că nu e bine. Dar nu, nu e aveți cazul. Dreptate, că... dar nu, chiar nu a fost. Adică trebuie să te gândești și la ea. Da, da. Dacă într-adevăr
Nu-i cazul să se întâmple așa ceva. Bine. Andreea, dacă tu ai fost într-o relație cu Livian, ai fi mers atât de departe? Nu. Atât de... De ce? Pasiune? Da, nu. E prea devreme. E prea devreme și nu s-a întâmplat. Adică a fost 2-3 săptămâni, dar nu s-a întâmplat. Dacă era în cazul Bianca, ea. Poate... Deci, dar n-am fost în cazul Bianca. Da, să... Poate și Bianca ar fi răspuns la fel, dar pentru că este implicată... Am fost implicată! Poate și tu dacă ai fost implicată la nivelul ăsta în care e implicată, ea poate te-ai fi lăsat dusă de vară. Mai ales că emană o energie foarte... Cine, tu sau ea? El. Mai ales că emanăm o energie foarte... Băi, fiecare cum e, na. Și cu Andreea, tare multă energie emanat până la 5 dimineața la telefon. Dar pentru asta nu le-am... Două ore ați vorbit. N-am stat pe în 2 ore, de la 1 până la 3. La 2 ai dormit? 3 ore non-stop la telefon. Cred că te potrivești bine cu un om când vorbești 3 ore la telefon. Dar se vedea că eram puțin mai rezervat. Da, nu e relevant. Îți creează plăcere, că altfel n-ai cum să stai. Sau poate ești... Adică tu te potriveai cu Andrei Ligi? Da, în momentele alea, da, am simțit că mă potrivesc și mi-a făcut plăcere să stau cu el până la 7. Și dacă eu 4 ore mă potrivesc cu Bianca, tu 7 ore cât te potriveai? Ce? Tu 7 ore cât vorbeați, cum vă potriveați? Păi, am zis că m-am potrivit foarte bine în acel moment și mi-a făcut plăcere să stau. Eu mi-asum chestiile astea. Și n-am zis-o cu hate, mafia. Dar nici eu nu spun cu răutate. Nu zic cu răutate, parcă erau drăguțe ca să-i vezi non-stop la telefon. Chiar era drăguț. Uneori vorbeam și eu la telefon și... Păi, dar m-a întrebat pe mine și Bia era pe balcon. Da, vorbeam cu vorbeam non-stop, adică na. Ce să facem? Și unde s-a rupt? Când s-a întâlnit el cu Bianca? Nu, la Ligi și a, la noi? Nu știu. Cred că a început el să vorbească cu cineva. Când au început contradicțiile dintre telefon. Înțepam. Ah, înțepăturile astea. Da. Eu, una personal, mă bucur pentru voi, să vă fie bine, să strigă darul. Să vă fie de bine. Dar, nu, că nu s-a întâmplat nimic, Mari. Nu s-a întâmplat, Mari. Tărutul! Ah! Dar cu grijă, vă rog. Bogdan, Bia. Da. Ați lămurit problemele dintre voi? Ne apropiem de adevăr, nu știu. Adică? Adică nu erau probleme, dar era legat de starea ei din ultimele zile. Că ai spus și tu. Că ți se pare că e un pic tăcută. Sunt suferință. Tăcută și făcută. Nu, mie mi s-a părut că e, adică din ce am observat eu, mi s-a părut că e așa, rezervată. Și cream că e cu toată lumea, dar... Bine, după mi-am dat seama, pentru că eu de fiecare dată când intram în contact cu ea, ea era ok, adică zâmbea, era normal. Și am zis, băi, de ce numai cu mine zâmbește și cu restul nu? Și apoi am ajuns la concluzia că ea cumva ar încerca să-mi demonstreze mie, după cum se vede și vestimentar și mă rog, că nu mai e Bia de dinainte de vacanță. S-a păcăit! A observat că mi-e displace prea multă, nu știu, vulgaritate sau așa pentru femeia de lângă mine. Nu că nu m-ar atrage, dar pentru femeia de lângă mine n-aș vrea chiar așa multă vulgaritate și mai ales să vorbească cu prea mulți băieți. Și cred că încearcă să-mi demonstreze că s-a schimbat. Vorbești el care a fost cu rochie. Vai, Marie, suntem pe aceeași lungime de unde de 20. Nu vedeți că în 2 luni are sutien în sfârșit da. Pe ea? Dar poate nu se combina cu, cu rochița. Sunt și așa problemele. Și am întrebat-o dacă ăsta, nu știu, asta ar fi motivul, numai că am greșit, pentru că cumva i-am servit eu, poate, alibiul ăsta pe tavă și cumva a aprobat, dar acum nu știu ce să cred, dacă chiar așa e, dacă nu e așa. Oricum, se observă diferență. Așa este Bia? Posibil, nu știu. Așa mi-a spus și mie, ce înseamnă.